dacă uitați în proiect, veți vedea că se fac acolo niște structuri de beton, de parcă îi atacă pe cineva, pe cei din cimitir, adică vrea cineva să fure morții după acolo. Unu, doi. Acord, vă. Rugați-vă cei de la PNL, că atunci când sunt împotriva PSD-ului, sunt foarte cuminți, dar acum văd că au o problemă. E infrastructura, domnul. Eu am înțeles că domnul Cărlige și-a făcut colonia civilă sau ce dracu și-a făcut acolo, dar asta nu înseamnă că facem un cimitir de 3 miliarde numai pentru că vrea el. Și 3. Eu prezint asta sau... Vă rog, stimați colegi. Corect, am vorbit civilizat. Vă rog frumos să ne ascultăm colegul. Așa? Dumneavoastră, cel care trebuie să opriți în momentul când o persoană nu este în sală, să nu mai se vorbească despre ea. E de bun simț. Prefer să nu ne simți, deci. Dacă domnul Cârlige și-a făcut nunta acolo, asta nu înseamnă că facem un cimitir de 3 miliarde numai pentru că și-a făcut nunta acolo. Dar nunta a făcut cu cimitirul? Vă rog frumos. Mai sunt alte... Ați terminat? Nu am terminat, dar nu pot. Haideți. Adică știu că ar fi bine să termin târziu, dar chiar așa... Nu, vă ascultăm până la capăt. Aș dori să scoateți din contract acel panou în care se spune acest cimitir a fost împrejmuit cu banii Consiliului Județean. Mi se pare de prost gust. Că tot se vorbea de prost gust.